iubiți credincioși, părinte diacon, iertați părinți diaconi, mă bucur tare mult că văd biserica plină și sunt încrezător că cu ajutorul lui Dumnezeu, cu lucrarea Lui, ne vom hrăni din acest moment. O avem în seara aceasta cu noi, aș prezenta-o în primul rând ca o româncă adevărată, apoi aș mai prezenta-o ca o mamă a doi copii, apoi aș prezenta-o ca diaconiță, fică de diacon, mă iertați, soție de diacon, și apoi sigur doamna Oana Bosca Pintea este interpretă, este și interpretă de muzică populară, de folclor. Dar nu vreau să lungesc prea mult cuvântul meu, nu vreau să fie ceva foarte... Nici n-am pregătit un cuvânt anume, ci mi-aș dori doar atât, să ne ajute Dumnezeu să ne hrănim din acest moment. Și acum, sigur, cu toate lucrurile bune se încep cu rugăciune, zic să ne ridicăm în picioare, să zicem în Tatăl nostru și Domnul să ne ajute. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în sfidă, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cu vremea și în vece. Ar trebui să spun bun găsit, însă chiar dacă nu sunt acasă, am să vă spun bine ați venit. Bine ați venit în casa lui Dumnezeu, care este și a mea și a voastră. Bine ați venit la această întâlnire de suflet, care vreau să cred că o să fie ziditoare atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră, pentru toți cei pe care Dumnezeu ne-a adunat aici în casa Lui. Înainte de toate am să încep cu un mulțumesc mare pe care vreau să îl înalț către cer. Un mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adus aici, mi-a dat această misiune să aduc România cu mine, românilor mei din lumea largă. Sunt un om care își iubește țara și sunt un om mai slab decât dumneavoastră, care nu ar putea trăi departe de România. Aveți toată prețuirea mea că sunteți aici de atâția ani și mai mult de atât că sunteți acum aici în casa lui Dumnezeu. Că trăiți mai frumos decât românii de acasă și că iubiți pe Hristos cu siguranță mai mult decât o facem noi,
cei din România. Eu am adus România cu mine, sau cel puțin o parte din ea, prin tricolorul sfânt pe care îl port în inimă, în primul rând, dar și la brâu întotdeauna, prin efortul popular din zona mea, de unde vin, Munții Apuseni ai Clujului. Am adus România cu mine prin cântecul meu și cântecul lui Dumnezeu, pe care numai noi românii îl avem așa, sub această formă a princeznei. Și am adus România cu mine prin sângele care îmi curge prin vene și pe care și dumneavoastră îl aveți. Pentru că nu suntem altceva decât frați în Hristos și frați de Românie. Să ne fie de folos tuturor ceea ce vom trăi împreună în această seară. Eu îl rog pe Dumnezeu să mă ajute să nu plâng atât cât simt nevoia să o fac și să știți că, deși spre bucuria mea am avut de câțiva ani buni și frumoși încoace ocazia de a cânta în fața mii de oameni, emoțiile pe care le am atunci când sunt în casa lui Dumnezeu nu se pot compara cu nimic. Iar cele pe care le simt acum, departe de România, dar totodată în ea, alături de dumneavoastră, sunt unice. Vă mulțumesc pentru primire și îi mulțumesc lui Dumnezeu că v-a trimis oameni ca și Părintele Marius și doamna preoteasă Raluca, pentru că sunt prin brațele dumnealor o graniță a României care nu vă lasă să ieșiți din ea. Să rămâneți la fel. Veșnic!
Și așa mai departe. Începând cu te iubesc, mai apoi cu iartă-mă. Apoi cu te rog și terminând cu mulțumesc. Dacă știm și avem puterea să le spunem acestea, cu siguranță vom trăi frumos și pe placul lui Dumnezeu. Cu siguranță El acum ne vede și este fericit și cu siguranță Dumnezeu e un bun român în aceste clipe când ne vede uniți în casa Lui și în număr atât de mare. Și acum e și mai fericit că prin această priceasnă toți am simțit că Îl iubim și iubirea Lui față de noi. Iar acum mergem mai departe, cerându-ne oarecum iertare prin următoarea priceasnă care are un mesaj frumos și anume neputința noastră sau slăbiciunea noastră ca păcătoși. Pentru că odată ce recunoaștem că suntem păcătoși, avem și dorința de a trăi mai frumos, de a fi mai buni și de a iubi mai mult. Te-am lăudat din buze, Doamne, și te-am grav știam
Ce-a păzit cu mâna ta
Sunt cele care vor rămâne
mult timp de acum încolo și cele care mă vor face să încerc să fiu mai bună și mai puternică decât credeam că sunt până acum. Vă admir foarte mult și am admirat întotdeauna pe cei care trăiesc departe de țară, departe de cei dragi. Însă, când am cunoscut pe părintele, de fapt, nici nu știu când l-am cunoscut, că de fapt noi ne-am întâlnit ieri pentru prima oară și eram impresia că ne-am cunoscut din altă viață. Dumnezeu știe când ne-am cunoscut, acum ne-am întâlnit trupește și fizic. Dar mi-am dat seama că adevărata misiune se face aici, în mijlocul dumneavoastră și cu siguranță veți fi unul dintre ostași, de fapt sunteți unul dintre ostașii lui Dumnezeu care fac misiune în lumea largă și care pe noi ne va ajuta și ne vor ajuta să ne veți ajuta să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Astăzi la Sfânta Liturghie am trăit niște emoții pe care nu pot să le descriu. Stăteam în momentul eticlezei și efectiv plângeam acolo în fața Sfintei Icoane a celor trei mucenițe care ocrotesc acest Sfânt Lăcaș și pe dumneavoastră, pe toți. Și mă uitam la soțul meu care slujea împreună cu Părintele Marius și mi-am dat seama că acum poate n-ar trebui să spun lucrul acesta, că e un pic pe lângă subiect, dar o spun pentru că eu de obicei spun ce simt. Mi-am dat seama că, văzându-l acolo cum slujește și mai ales aici, în mijlocul dumneavoastră, aveam impresia că l-am văzut pentru prima oară. Și acum o să-ți spun și ție ceva. În semn de mulțumire că m-ai însoțit. De fiecare dată când îl văd slujind, parcă e mai frumos decât niciodată. Și deși de multe ori e greu să fii soția unui slujitor al Domnului și doamnele preoteste cunosc ceea ce spun, e frumos. E greu, dar e frumos. E o jertfă pe care o închinăm Domnului ca mulțumire că ne-a ales și ne-a dat această misiune de a da mâna prin soții noștri aproape Lui și toții să dăm mâna cu Hristos. Sunteți fericiți și binecuvântați că l-aveți aici pe Părintele Marius și pe Doamna Preoteasă și așa cum spuneam la început, împreună cu toții creați o graniță. O graniță a unei românii care trăiește prin iubire, dar înainte de toate prin credința care vă unește. Degeaba am avut în 1 decembrie 1918 mare unire dacă nu mai avem unitate. Lui Dumnezeu îi place să ne vadă împreună, să ne iubim aproapele, adică să ne iubim noi unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Sunt emoționată că sunt aici și vă mulțumesc din nou că sunteți așa cum sunteți și că împreună ați adus și ați creat o Românie aici, în Italia, în Imola. Cinste dumneavoastră și păstorului bun pe care l-aveți. Pricezne lansat în urmă cu aproape 7 ani se intitulează Fericit Apostol al Iubirii.
Este o priceasnă închinată Sfântului Evanghelist Ioan, Apostolul Iubirii, care mie mi-a atras atenția prin titlul său. Fericit Apostol al Iubirii, mi s-a părut ceva interesant. Nu mai știu de unde o știu, dar știu că o cânt cu toată inima, peste tot, unde mi este rânduit să merg să cânt. Și vă spun și de ce. Nu știu câți mă cunoașteți sau câți m-ați cunoscut până astăzi și ce știți despre mine. Însă atunci când mă întreabă cineva sau cum spune câteva cuvinte despre tine, eu spun așa. Sunt fata lui Dumnezeu, sunt fata munților mei și sunt trimisă pe lume să cânt și să iubesc. Să iubesc și să cânt. Pentru mine iubirea este sursa de putere pentru a trăi, pentru că Dumnezeu este iubire. Și Sfântul Evanghelist Ioan spune atât de frumos că Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Iubind, cu siguranță putem să fim mai buni, să iertăm mai ușor și să ajutăm mai mult. În focul iubirii și cel mai tare fier se înmoaie, așa că unde ajung, las în urma mea un gând. Iubiți! Și o să vă mântuiți! Și până astăzi
dacă vorbim despre iubire și despre iubire față de aproapele, să știți că împreună cu soțul meu, părintele arhidiacon Eustratie Gheorghe Pintea, de la Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia, am venit cu binecuvântarea arhipăstorului nostru, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care ne-a trimis cu multă bucurie aici, în mijlocul dumneavoastră, și cu gândul să vă transmită prin noi prețuirea pe care vă poartă, așa cum spuneam și eu, pentru faptul că sunteți aici, că trăiți aici, departe de țară, departe de cei dragi, și mai ales pentru că trăiți frumos. Sunteți buni creștini și iubiți casa lui Dumnezeu și țineți aproape de păstorul dumneavoastră. De asemenea, ne-a rugat să vă transmitem că o să vă poarte în rugăciunile Sfinției sale și că se bucură că priceasna noastră românească și cântecul nostru religios ajunge și aici, la dumneavoastră. Îi mulțumim că a îngăduit să ne lasă să plecăm de acasă, mai ales soțului, pentru că se află în sânul familiei noastre de acolo, din Alba Iulia. Și pentru noi e bucuria mai mare atunci când știi că vii cu binecuvântare și aduci binecuvântare celor cu care urmează să te întâlnești. Îi mulțumim și preasfințitului părinte Siluan că la fel și de însumi mi-a dat binecuvântarea de a trăi în această seară emoții unice și zilitoare, cred eu, pentru fiecare dintre noi. E bine ca orice lucru în această viață să-l începem cu binecuvântare, când suntem mici de la părinți, după aceea poate de la soți, soții, apoi de la mai mari noștri, pentru că așa cu siguranță și Dumnezeu ne dă binecuvântarea Lui. Și dacă vorbeam despre dragoste și am cântat despre iubire, o să vă mai cânt o priceazmă care așa se și intitulează, Dragostea. De fapt, nu știu dacă este chiar o priceazmă, este un cântec, un mesaj frumos care ne îndeamnă să iubim și ne descrie cât de frumoasă este dragostea. Dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ. Cu ea viețuiești în lume și nu vei cădea. Îi pare viața
vreau să vă spun că ceea ce urmează să cânt acum este priceasma care va da titlul următorului meu album de priceasme cu ajutorul lui Dumnezeu. E o priceasmă pe care nu știu dacă ați mai auzit-o vreodată, însă are un mesaj pentru părinți. Pentru noi, pentru cei pe care Dumnezeu ne-a ales să aducem viață în lume și să aducem viitorii ostași al lui Hristos care să rămână în urma noastră, iubindu-L, slujindu-L și trăind frumos. Datoria unei mame, înainte de toate, este să-și facă copiii să-L iubească pe Dumnezeu. Pentru că dacă un om este crescut în dragoste față de Tatăl Cel Ceresc, cu siguranță pasul din tâi făcut în această viață este cu dreptul. Și vă mărturisesc că eu așa am fost crescută. M-am născut în Cluj și am copilărit în Maramureș. În Târgu Lăpuș, în prima parte a copilăriei mele, de acolo fiind tatăl meu și având bucuria de a petrece mult timp cu bunicii. Am fost crescută cu o credință din leagăn până la mormânt și cu Dumnezeu în casa noastră. De mică am știut că rugăciunea trebuie să fie nelipsită la trezire, la culcare, la masă și înainte de a începe să facem ceva. Încerc și îl rog pe Dumnezeu să mă ajute să pot să las această mare moștenire și copiilor și nepoților și strănepoților mei. Și nu vreau să spun asta ca fiind un model, ci vreau să vă rog să încercați să faceți la fel pentru urmașii dumneavoastră. Cel mai frumos dar pe care poți să îl faci copilului tău, nepotului tău, este să-l faci să-l iubească pe Hristos. Să-l înveți să se roage, ca atunci când cade, să se poată ridica fără tine. Ca să-l ridice Dumnezeu. Iar această priceasmă, acest cântec religios, îmi doresc să schimbe în bine vieți și să fie cât mai mulți copilași lăsați să vină la El. Ești pe calea lângă tine, mama,
De multe ori noi, cei care suntem în fața dumneavoastră, cei care cântăm, suntem priviți ca acei oameni care fac foarte ușor ceea ce fac. Și că nouă ne este foarte ușor, vă mergeți, cântați, vă distrați, faceți bani mulți și gata. Să știți că următorul meu cântec o să spună ceva de genul că nu-ți dori binele meu, că tot binele-i și un greu. Fiecare om din lumea asta, indiferent de meseria pe care o are, de vocație sau de misiune, are o greutate. A mea, cel puțin, este aceea de a fi, în mare parte, departe de copii, ceea ce e cel mai mare greu pentru mine, pentru o mamă. Și pe lângă asta sunt multe altele, dar nu vreau să vi le spun ca să vă îngreunez, ci vreau să spun, adică am ales să spun acest lucru cu gândul de a mulțumi lui Dumnezeu pentru ce face în fiecare dintre noi. Odată ce un om este împlinit și mulțumit cu ceea ce face, e deja un om fericit și poate la rândul său să împartă în jur bucurie și dragoste și ajutor și o vorbă bună. Nemulțumitului se ia darul, e o vorbă pe care eu o auzeam de când eram mică de la bunica. Mă întreba, vrei pomboană? Vreau două. Bine, atunci nu primești niciuna. Așa că să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem, pentru ce suntem și întotdeauna când mă rog, să știți că încep cu mulțumesc, apoi îl rog să mă ierte și apoi îi spun că îl iubesc și îl rog să mă ajute, că e greu să zici, Doamne, fie voia ta și dă-mi tu ce știi tu că am nevoie. Noi trebuie să mai punem o virgulă ca să fim noi împăcați.
Nu mă gândeam că o să ajung în această perioadă aici și că o să-mi încerc misiunea pe care de obicei o am în această perioadă, sau mai bine zis, în perioada posturilor, aceea de a cânta precedine chiar aici, în străinătate. Și încă o dată vă spun că mă bucur din suflet pentru că mă simt împlinită și că mi-a dăruit ceea ce nu am primit de mult. O emoție aparte pe care o să o duc mult timp de acum încolo cu mine, peste tot. Și am să mă duc acasă spunând celor din țară că românii mei de aici, din Italia, din Imola, sunt bine. Să vă ajute Dumnezeu să fiți bine mereu, să fiți aproape mereu unii de alții. Și să nu uitați că mama pe care o veți aici este această Sfântă Biserică, această comunitate și Părintele dumneavoastră dragă, împreună cu Doamna Preoteasă. Încă n-am terminat. Și să știți că n-am cântat nicio preceaznă închinată Maicii Domnului încă, pentru că am ales să o las la sfârșit. Și vă spun și de ce. Peste tot, pe unde merg, închei momentul meu cu o cântare împreună cu credincioșii care au venit să asculte ceea ce eu am adus din suflet. Vreau acum, împreună cu dumneavoastră, să închinăm Maicii Domnului, mamei noastre tuturor, o preceazmă, drept mulțumire pentru ce avem, pentru ce suntem, și rugându-o să ne poarte de grijă în continuare, să vă țină strâns în brațele sale și pe toți de altfel să ne țină aproape în casa lui Dumnezeu, a Fiului Său. Cu siguranță cunoașteți refrenul acestei pricezne pe care eu o iubesc din toată inima și mi se pare un strigăt, un adevărat strigăt al unui copil către mama sa. Și dacă vă face bucurie, mie mi-ar plăcea ca sufletele noastre și glasurile noastre să cânte la unison și să înălțăm către Cerul Sfânt, către Maica Domnului, o rugăciune. Lacrimi mari îmi curg pe față, cu păreri de rău. Supărată în viață, rău pe Dumnezeu.
Și fie că mă duc să cânt în ținutul secuiesc sau oriunde în lumea asta,
Eu cânt din toată inima, Doamne, ocrotește-i, te rog. Și cum să nu cânt și aici? Când eu spun, Doamne, ocrotește-i pe români, oriunde s-ar afla în lumea asta. Așa că vândem măcar acea porțiune, acel refren scurt, să-l cântăm împreună. Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, e despre mamă și pentru mamă și e despre și pentru copii. Și dacă ar fi ăsta cel mai mare păcat al nostru, ce bine ar fi. Așa că vi-l dăruiesc din toată inima să rămân acolo în inimile dumneavoastră cu gândul la cele care ne-au adus pe lume și la cei mici pe care avem. Ce bun ești Tu, Doamne Sfânt, că mai ai
Șurubul meu rază de soare, am ajuns râua ce mare, să fiu și eu, să fiu și eu mamă. Și tu îi crește sănătos, ce zice mama mereu, să fiu și eu, să fiu și eu, mamă. Cât trudești și cât veghezi, pruncul mare ca să vezi, să fiu și eu, să fiu și eu. Ori trece anii părând, dar mi-a fost dat pe pământ, să fiu și eu, să fiu și eu tată. Dumnezeu mi-a rânduit ce-o fost scris. Să ne ajute Dumnezeu să ne revedem cu bucurie. Poate data viitoare când vin o să aduc mai mult din cântecul meu popular. O să aduc și tinerețea, cântecul datorită căruia probabil mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Și vă doresc să rămâneți veșnic tineri, la suflet, măcar dacă altfel nu se poate. Și să rămâneți aproape de Dumnezeu, de Părintele, așa veți fi pe mâini bune și sunteți pe mâini bune. Și mi-aș dori să încheiem cu o mică rugăciune, cu o închinare cântată, sigur o știți, nădejdea mea este Tatăl, ca să-i mulțumim și să cântăm toți împreună ca mulțumire lui Dumnezeu pentru că suntem aici, acum. Nădejdea mea este Tată, scăparea mea este Fiul, acoperă mântul meu, este Duhul.
aplaudați de cel de sus, pentru că atunci când cineva spune vai, felicitări pentru glasul pe care îl aveți, eu îi spun mulțumesc, dar Dumnezeu mi l-a dat. Ce fac eu și ce pot să fac eu este să am grijă de el și să îmi înmulțesc acest talent și să-l folosesc înspre, și înspre lauda lui Dumnezeu, înspre bucuria lui și bucuria dumneavoastră a oamenilor. Vă mulțumesc și îi mulțumesc. Pentru că e un etalon, e un reper, mi se pare că de acolo pornește totul. Și acum mă bucur că am ocazia să vin și acum. Și dacă cunoașteți, mi-ar plăcea să vă cunoaștem. E preceasna care... e preceasna prin a cărui mesaj simțim acel strigăt pe care toți, mai devreme, mai târziu, într-un anumit moment al vieții, simțim nevoia să îi dăm drumul din suflet, din adâncul sufletului și să ne întrebăm pe Dumnezeu unde să mergem și încotro să luăm, ce să facem și de unde să începem. În acel moment în care eu am cântat-o la concertul la care a fost filmat și postat pe YouTube. Am trăit și atunci niște emoții atât de deosebite, încât multă lume m-a întrebat, cumva sunteți însărcinată? Am zis, nu. Doar simt ceea ce cânt. Și cred că Dumnezeu este Cel care ne dă răspunsurile la toate întrebările. Așa că, acum, pentru dumneavoastră, unde să mă duc cu Doamne? Unde să mă duc eu, Doamne, când mi-e sufletul zdrobit și când inima mea varsă râsul cel mai chinuit.
unde pot să aflu lumină. Și dreptate și
Și nu vreau să vorbesc prea mult, vreau doar să îi mulțumesc lui Dumnezeu. Să-i mulțumesc pentru darul pe care vi l-a dat. Și să-l rog să vi-l țină și să continuați să fiți un apostol care mărturisește pe Hristos și care îi cheamă pe oameni la Hristos. Pentru că liceața asta ultima ne spune cu adevărat unde trebuie să mergem, la Hristos. Mă gândeam la faptul că aveți o calitate și un dar și un talent extraordinar. Dar nu este doar asta. Faptul că talentul, darul pe care îl aveți, îl folosiți pentru a slăvi pe Dumnezeu și cred că în multe suflete mișcați acolo ceva, asta spune mult și asta mă bucură pe mine foarte mult și mă face să vă apreciez foarte mult și să fiu și mai bucuros că astăzi ați putut fi în mijlocul nostru. Vă mulțumim pentru omenie și pentru calitatea aceea de români adevărați pe care le-am simțit în Părintele Diacon și în doamna Oana, diaconița. Este greu să găsim această sensibilitate și această naturalețe. Îi spuneam Părintelui după Sfânta Liturghie că ne-a spus un cuvânt și l-am simțit un cuvânt din suflet și atât de natural. Ceea ce ne lipsește de multe ori astăzi, să vedem oameni firești, oameni naturali, creștini și în același timp români adevărați. Noi vă mulțumim în numele tuturor celor de aici și celor care nu sunt aici și cu siguranță că vă vor asculta și vor asculta acest moment. Și cred că nu se va opri totul aici și că ne vom mai întâlni. Sunt foarte sigur de asta și ne veți mai hrăni, așa, ca o mamă. Apoi, sigur că acest moment îl consider un moment de rugăciune și în același timp un moment de cultură și un moment de tradiție românească. Nu întâmplător este faptul că Părintele Consilier Cultural, Părintele Florin Haniș de la Parohia Furlii, este cu noi în seara aceasta și l-aș ruga să spună două cuvinte, pentru că pe lângă rugăciunea, pe lângă priceznele pe care am auzit în seara aceasta, cred că am fost răniți cu adevărat dintr-un moment de cultură și de calitate românească. Părinte, în cuvânt. Mulțumesc. Și eu mulțumesc, Părinte, pentru invitație și felicitări pentru inițiativă, pentru gând, pentru organizare, pentru jertfă și Părintelui și Preotexe și frăților voastre, tuturor. Mai întâi, în calitatea mea de responsabil departamentului cultural, trebuie să vă spun că, într-adevăr, Părintele, spatele meu, dar nu să stau. Da, este un moment cultural, pentru că este o expresie a sufletului nostru, a sufletului românesc. Și în anul acesta pe care Patriarhia l-a rânduit, ca să ne aducem aminte de cântarea bisericească și de mari imnografi, atât de binevenită este seara aceasta. Eu am simțit-o din toată inima, așa cum a trec, să vă spun gândul nu al Consiliului Cultural, ci gândul Moțului.
că eu vin din țara maselor când au zis doamna Oana că acolo sunteți, da, dăm prin altar, nu știu ce. Da, eu sunt de cealaltă parte a munților, pe Valea Crișului Pietros și cântând dumneavoastră astăzi, pe mine m-a spus că acolo câteva decenii în biserica din satul meu, unde am crescut, apoi în prima bisericuță de lemn pe Valea Crișului Pietros, acolo unde am slujit pentru prima oară și unde cântau femeile aceste pricesti. Sunt minunate, să știți, în timp ce cânta Doamna, eu aveam tot felul de gânduri, de amintiri, de trăiri. Priceasna e cântecul pe care bisericile din Transilvania cântau creștinii la împărtășanie. Nu știu, probabil că știați asta, dar mie mi se pare extraordinar. Ce trăire aveau transilvanenii. E vorba de 800 de ani, ci peste 800 de ani de robie în care au trăit transilvanenii și în care doar credința și bisericuțele acelea de lemn îi mai țineau. Și când asta a fost la ultima cântare, unde să mă duc eu, Doamne? Mulțumesc de mine, nu? Trebuia să vă spun asta. Mulțumesc, diaconiță, mulțumesc Domnului pentru grație și dumneavoastră pentru modul în care îl educați, în care îl creșteți și modul în care îl folosiți. Minunat să retrăim sau să învățăm să trăim aceste sentimente cu asemenea voce și cu asemenea bagaj uriaș de emoții. Că dacă nu e emoție, poate să fie voce cât o fie. Încă o dată mulțumim tuturor din partea Preasfințitului, încă o binecuvântare și dată Părintele Iudor și prin mine și părintească îmbrățișare. Mulțumirii din al Preasfințitului Părinte Irineu pentru binecuvântarea pe care v-a dat-o și cu siguranță e doar un început de sfârșit. Mulțumim! Așa cum spuneam și mai înainte, parcă nu aș mai pleca sau nu v-aș lăsa să plecați. Dar o să vă las să plecați încet, încet și sperăm să plecăm de aici, nădăjduim, să plecăm de aici mai încărcați de bine, mai încărcați de calitate. Mă gândeam la faptul că ne lipsesc atât de mult aceste momente de calitate, în primul rând. Sigur, calitate vorbind în general. Apoi, sigur, de rugăciune și de unitate și de dragoste, despre care diaconița Oana vorbește atât de profund, această dragoste care fără de care nu putem să viețuim unii cu ceilalți. De aceea, nu vreau să uit și nu vreau să vă uit pe dumneavoastră, credincioșii parohiei acestea și nu numai, pe toți cei care sunteți aici. Vreau să vă mulțumesc că ați ales să participați la un astfel de moment de rugăciune și de cultură, care, din păcate, așa, poate că sunt subiectiv, dar mi se pare că lipsesc din ce în ce mai mult aceste momente. Și sigur că, cum spun de fiecare dată, noi care suntem rânduiți de Dumnezeu să fim într-un anumit punct, da? Strigăm la un moment dat, chemăm, sfătuim, dar sigur că răspunsul depinde de fiecare din cei care sunt înaintea noastră. Mulțumesc că ați răspuns aceste chemări și nădăjduiesc, cred că sunteți mulțumiți de alegerea pe care ați mulțumit, de alegerea pe care ați făcut-o și că veți merge de aici mai încărcat și că și pe viitor vom căuta momentele cu adevărat folositoare, de calitate, pentru sufletele noastre, pentru că trăim într-o lume în care ne întâlnim peste tot, din păcate, cu momente de mai puțină calitate. Vă mulțumesc, fiii mei, cornicești!